Eram o băiețoasă când eram copil, jucam fotbal cu băieții. Nu cred! Ba da! Da! Și, bineînțeles, în clasa a 10 m-am îndrăgostit de tata lui Alexandru și am pierdut treapta întâi. Nu cred! Așa de tinerică? Da! Eu am făcut multe într-o săptămână, o să râzi. Deci, am dat examenul la Orchestra Vâlceanca. Așa. M-am măritat și am terminat bacalaureatul. Deci, într-o săptămână le-am făcut pe toate. Pe toate, da. Păi, de capul meu. Am zis până la 18 ani că m-a adus barza, că mama era foarte drastică. Nu spunea decât atât. Ai grijă ce faci, că tactul ne omoară pe amândouă. Și, deci v-ați căsătorit cu el ca să l-a ajutat să scape din beleaua sau cum? Da, da, da. Și păi cum îl scăpați? Spuneați... Păi, o să spun ce am făcut. Așa, ia. Și a venit la mine și a zis, să știi că pe 4 iulie avem cununia civilă. Deci v-ați căsătorit? M-am căsătorit. Nu cred așa ceva. Trebuie să crezi. Mă, numai prostie am făcut în viață. Doamne, după un ropot de înjurături așa, a zis treaba ta. Ai făcut-o, e treaba ta. Tu greșești, tu te speli pe cap. Am doi copii extraordinari de cerebrali, cu minți, și iubesc atât de mult familiile și totul se rezumă în jurul copiilor lor, știi? Și acum a plecat și a luat așa, stați un pic să mă învelesc. Da, să mă îmbrac. Nu mai râde. Nu cred. Păi și cum, n-ai păruit-o un pic, nu ai făcut nimic. Și ea ce a zis? Stai să mă îmbrac așa. Îți dai seama că a plecat, am luat eu o porție de ceartă. Nu mai râd. Între... N-am zis nimic. Ce, sunteți aventurieră? Plecați în vacanțe? Nu sunt aventurieră, da? Dar când văd așa că totuși la vârsta mea mai fac furori. Mă, tu știi, mă, că am rămas cu doi copii, dar nu din aceeași căsnicie. Căsnicie? Mă, și cu o grămadă de datorii. Și de la primul și la al doilea? La primul le terminasem. Răsuna valea, în sat mă auzeam. Bună seara, dragii mei, suntem la Povești cu Samfira. Mi-era dor de voi, sper că v-a fost și vouă dor de noi. Și în seara asta am o invitată atât de frumoasă și cu un râs molipsitor. Cred că are un râs unic în România și la fiecare emisiune la care am mers împreună nu s-a putut să nu-mi schimbe starea, indiferent de cum am venit de supărat. Îi spun cu mii de mulțumiri, bine ai venit, draga mea, Maria Ghinea, îți mulțumesc din suflet. O să vorbim așa la pertu, da, pentru că tu ești tânără și acum așa e la modă. Te rog frumos să nu mă faci să râd, așa, că așa cum râd eu, râd și tu. Mai degrabă, tu ai putea fi copilul meu, decât Alexandru sau Dragoș. Tu râzi exact ca mine și trebuie să recunosc că eu chiar te-am plăcut de la prima piesă pe care te-am auzit interpretând-o și astăzi am venit cu mare drag. Să rămână, mulțumesc din suflet. Știu că ați venit singură, ați șofat, că de obicei aveți ajutoare. Da, dar intrând eu așa pe cărările astea, zic, Doamne, da, am greșit. Și totuși eu trebuie să ajung undeva. V-ați plăcit piesul, da. Acum nu mai... Ei, nu sunt experimentată ca tine. Dar am ajuns într-un final. Ați ajuns chiar mai devreme. Mai devreme decât tine. Decât mine. Da. Mulțumesc tare mult că ați acceptat. Și chiar vorbeam înainte să începem podcastul că vrem nu vrem, viitorul spre asta se duce și că emisiunile TV de altă dată, în care aveam timp să povestim viața noastră de dincolo de scenă, or să dispară ușor, ușor și deja se simte lucrul ăsta. Și ne mutăm pe online. E adevărat că generația ta, de exemplu, este mai expertă. Voi știți cumva să gestionați mai bine situația. Eu am început să învăț din mers așa ce se întâmplă. Învățați, că vă luăm noi, pac. Și aveți doi băieți care la fel se pricep la... Se pricep, dar nu pentru mine. Adică își urmăresc ei filmele, urmăresc ei ceva pe YouTube, dar nu pentru mine. Aveți doi băieți? Am doi băieți, Dragoș și Alexandru. Mari, Alexandru are 34 de ani și Dragoș 26 în septembrie. La mulți ani să fie sănătoși. Doamne ajută. Am doi nepoți. Patrick, care are 10 ani, Alexandru îmi spune, mamă, nu mai zice 8, că în noiembrie împlinește 10. Ați rămas la 8, tot mic îl vreți. Da, tot mic îl vreau, da. Și Eva Maria, care pe 8 mai împlinește 2 ani.
O, ce frumos! Așa Eva Maria, fata lui Dragoș, unde tu ai fost la nuntă. La nuntă, da. Da, ce repede a trecut timpul. Da, repede, repede. Acum e luni, acum e vineri, da. Acum e primăvară, acum e vară și uite așa trece totul la... Și uite așa trece viața, dar trece frumos. Să știi că eu am învățat ceva, dacă și am avut marele noroc ca la începutul carierei mele să am parte de artiști care mi-au spus în felul următor: să înveți să rămâi copil și să ai sufletul de copil. În momentul în care nu mai ai lucrurile astea și nu mai simți așa, atunci îmbătrânești și mori. Îți pierzi din frumusețea vieții, da. Și se simte la oamenii, știi că vorbeau niște specialiști chiar pe un podcast, că eu urmăresc, sunt atent pe internet la tot ce apare, și spuneau că în momentul în care un om stă supărat și are supărări, în corpul nostru se emană niște substanțe chimice din care rezultă boli. Bolile nu vin așa de la fericire și de la... Și noi avem tendința, oamenii, să ne supărăm prin orice și să stăm supărați câte o zi întreagă. Măi, eu n-am citit nimic și n-am urmărit nimic, dar totdeauna râd. Nu știu, viața m-a învățat să am grijă de mine și să mă iubesc. Și să zâmbiți mai mult, da. Nu? Și la toate emisiunile... Da. Cum zice? Am stricat-o și pe asta. Nu neapărat că am stricat-o. Am făcut-o frumoasă. Am făcut-o frumoasă. Frumoasă, da, pentru că frumoasă. Întâlnirile noastre trebuie să fie frumoase, așa cum spuneați, când te întâlnești cu un coleg, să râzi, să glumești, să ai ce să povestești cu el. Se întâmplă să vă întâlniți cu colegi și să nu fiți așa veselă? Că nu v-am văzut, cred că noi am întâlnit în anturaje bune. Da. Nu neapărat, dar în momentul în care întâlnesc pe cineva pe care eu îl vreau și el nu mă vrea, atunci eu îmi văd de treaba mea. Corect. Da. Și te duci în colțul vesel, unde e lumea mai... Bineînțeles, da. Vreau să începem așa frumos. La fiecare emisiune eu îi duc pe invitații mei cu pași spre copilărie. Știu că aveți multe de povestit, dar vreau să povestim astăzi, uite, primăvară, și vreau să povestim doar părțile frumoase. Vreau să vă aduceți aminte doar de momentele frumoase din copilărie și să parcurgem viața Mariei Ghinea până în ziua de azi, doar cu momente frumoase. Ce mă bucur că faci lucrul ăsta. Doar momente triste am spus în viața mea. Acum vreau să mai spun și momente frumoase. M-am gândit pentru că eu nu vă văd un om trist și indiferent prin câte ați fi trecut în viața asta, faptul că zâmbiți, nici nu văd de ce le-am mai pomeni. Știi ce se întâmplă? Nu că am avut eu parte de foarte multe momente triste. Am ajuns la concluzia că eu nu știu să-mi aleg nici jumătățile, nu știu să-mi aleg nici prietenii, nu știu să-mi aleg nimic și atunci las totul de la sine, așa cum vrea Dumnezeu, așa să mi le dea. Corect. Da. O luăm din copilărie. Erați din copilărie. Năzbătioasă, cum era? Să știi că m-am născut într-un 20 septembrie și mama spunea că... Într-o toamnă frumoasă. Spunea că auzea difuzorul de la spital de la Drăgoiești. Acolo m-am născut eu, în comuna Drăgoiești din județul Vâlcea. Sunteți vâlceancă. Vâlceancă de jet. Și zicea mama, te-am născut pe la 12-1, așa. Și cânta difuzorul ăla, Doamne, Doamne, neștiind că tu vei cânta și că vei fi... A fost un semn. A fost un semn, da. Și apoi m-a adus acasă și tata nu m-a iubit că n-am ieșit băiat. Oh. Și m-a ținut vreo trei... Și n-avea cine să-l ajute la coasă. A, da. Și m-a ținut vreo trei luni după sobă. Că... Nu cred, trei luni? Trei luni, da. Și cum, să vă ascundă de el sau de ce? Da, pentru că zicea, cum, mi-ai făcut băiat, mi-ai făcut fată. Dar cred că nici nu a mea. Mă, dar vrei să spun un lucru? Dumnezeu așa de mult m-a făcut să semăn cu tata, încât m-a iubit cum m-a văzut, știi? Da. Semăn tare mult cu tata. Eu sunt așa copia tatălui meu, fie țărâna ușoară, iar tata, frate meu, zici că e rus. El are o față roșcată, seamănă cu mama. Cu mama. Da, da. Așa de obicei tații sunt cu fetele, adică fetele seamănă cu tații și băieții cu mamele. Da, uite că băieții mei seamănă fiecare cu tatăl lui. Așa ați avut noroc. Da. Ați copilărit în Vâlcea. Am copilărit în Vâlcea. Am avut cea mai frumoasă copilărie. Părinții mei nu au fost oameni bogați. Au fost oameni modești. Și mama m-a învățat așa cu treaba și cu buna gospodărire de mică. Și primăvara ne duceam în pădure. Eu sunt înconjurată de pădure, știi, și în stânga și în dreapta. Și ducându-mă
erau așa văile alea așa, în care eu când cântam se auzea ecoul ăla frumos. Da. Nu înțelegeam, mă, tate, de ce se aude ecoul atât de frumos? Și veneam eu cu lemnele în cap, cu glamnica pusă și cu lemnele în cap și... La noi se spune oblanic. La, la, asta de, la, la de noi glamnică. Din cârpă, nu? Da, de da, se pune da, aici, da, da, da. Și mergeam și cu vitele, eram... Eram o băiețoasă când eram copil, jucam fotbal cu băieții. Nu cred! Ba da! Da. Și să știi și ce erați, fundaș sau nu conta acolo? Nu erați să știi repartizată? Că, eram repartizată, nu știam eu ce, dar nu portar. Nu portar, nu, nu portar, vă plăcea la nu poală. Plăcea nu portar, da. Să alergați după minge, da, deci da, erați atacant. Atacant, uite, atacant cum am fost toată viața, da, o atacantă. Da. Ați privit și ați atacat. Da, da. Și mai departe ați făcut școala și acolo? Și mai departe tata zicea, fii atent, dacă tu înveți bine, mergi în oraș. Dacă nu, stai la țară. La liceu. Da, bineînțeles. Dacă și, nu, la sapă. Și să știi, nu neapărat că a zis tata, dar mi-a plăcut să învăț, știi? Uh-huh. Și am făcut liceu economic, treapta întâi, pentru că pe vremea mea se dădea examen între treapta, între clasa a 10-a și a 11-a. Da. Și, bineînțeles, în clasa a 10-a m-am îndrăgostit de tata lui Alexandru și am pierdut treapta întâi. Nu cred. Așa ba, de da, tinerică? Da. Mm. Eram, din fost, eram din același sat. Așa, câți ani aveați într-a 10-a? Că erați, păi, n-aveați 18, 16 ani? Nu, 16 ani. Da. Păi, fiind din aceeași comună și ducându-mă la horă, pe vremea mea se făceau horele alea frumoase. Juca el pe picior așa, ceva plăcut. Nu, dar era un bărbat frumos. Da. Era un bărbat frumos și tata îmi spunea așa când plecam de acasă. Când îți capătă soarele, să fii acasă. Îți dai seama, eu decât clăteam ochii... Și trebuia să fii acasă. Trebuia să vin acasă și... El era mai mare ca mine cu 6 ani și m-am îndrăgostit. Opa. De el. M-am îndrăgostit. Și unde vă întâlneați? Ne clăteam ochii la horă, dar n-avea voie. El n-avea voie să vină la mine acasă și eu n-aveam voie să rămân la horă. Și... Păi, nu știu, pe câmp, cu animalele, nu vă dădeați întâlnire? Nu, pentru că el locuia în oraș, era băiat de oraș. Am înțeles. Era băiat de oraș. Avea rădăcini acolo, dar el era orașean. Era băiat de oraș și eu îl vedeam, comunicam, că o să spun un lucru, pe vremea mea, fetele trebuiau să se mărite domnișoare, deci nu da, era ca acum. Bine, când... dar dacă începeați așa de vreme, na... Ei, dar nu mai văzut, plăcut și atât. Am înțeles. Și când s-a întâmplat inevitabilul? Inevitabilul s-a întâmplat. Eu am făcut multe într-o săptămână, o să râzi. Deci, am dat examenul la Orchestra Vâlceanca. Așa. M-am măritat și am terminat bacalaureatul. Deci, într-o săptămână le-am făcut pe toate. Pe toate, da. Păi, de capul meu. Deci, am fost direct... Și cu băiatul cum? Cu băiatul... A venit, v-a cerut până la urmă. Cu băiatul m-am supărat atunci că să știi că am picat prima. Știi ce înseamnă să deasupra ta să se tragă linia? Gata, de aici încolo încep cei care n-au luat. M-am supărat așa, n-am mai vorbit vreo 2 ani cu el... Mă, și cum s-a făcut ca la finalul anului 4, când eu vroiam să mă duc la Brăila, să mă fac un inginer în industria alimentară. Uite că vorbim de alimente. Da, da, da. Uite că le-au adus domnul aici, Edi, domnul Edi, ca să ne îmbie și să ne facă să de mâncăm. La Mircea Măcelaru, da, domnul Edi a terminat industria alimentară și da, toate nebunile da, astea. Da. Da, și a venit el așa într-o după-amiază, când eu mai aveam un examen pentru bacalaureat și a zis, noi în clasă am fost 40 de fete la liceu de chimic. Era liceu de fete sau de ce? Dar nu era, dar așa ne-am nimerit noi, să fim 40 de fete, da. Da. Și ne-am dus... Băieți puțini în sat, 40 de fete, el da, frumușel de la oraș, da, bă, nu-l mai scap. Nu, păi era vorba de anul 4, deci în oraș deci, se întâmpla da, lucrul ăsta. Da, da, în oraș. Și ne-am dus la o cofetărie unde voiam să mâncăm o prăjitură, o amandină și să bem un Brifort. Da. S-a aruncat? Avea bănuți? Eu n-am vrut să iau, colegele mele au zis, hai mă Nina, prietenii și mama, Nina. Da, mama a fost îndrăgostită de vânzătoarea de la alimentară, de la Olanu și lângă Maria mi-au zis Nina, cei de acasă și prietenii și cunoștințele. Semănați cu doamna din da, sat care... De ce? Pentru că aveam aluniță. Ah, tanti Nina.
Hai mă, Valentin, nu vezi alunița mea? Asta de sub ochi? Hai mă, Valentin, aici mă, ce naibilui! Nu vedeam! Da, și mi-a zis Nina. Și până la urmă, el a zis că era el supărat, eu am vrut să ajut, cum ajut de fiecare dată. Băiatul s-a dat supărat, da. Lovit. Și a zis, mă, și el zice, vrei să mă ajuți? Da, ce să fac? Să te măriți cu mine. Ah. Uite ce înseamnă să dintr-o glumă să faci o prostie, știi? Că eu, de fapt, eram un copil, 18 ani, copil de la țară. Am zis până la 18 ani că m-a adus barza, că mama era foarte drastică. Nu-mi spunea decât atât. Ai grijă ce faci, că tactul ne omoară pe amândouă. Ce aș putea să fac eu? Să mă omoare tata. Dar nu înțelegeam. Da. Da, și... în general, oamenii de la țară nu erau deschiși să vorbească cu fetele, să le pregătească, nici cu băieții. Da, tata, să știi că a fost un om foarte drastic. Uh-huh. Adică, nu, frate, oral borneagră, nu umbla cu jumătăți de măsură. Am înțeles. Și eu zic, și cum să te ajut? Păi să te măriți cu mine. Avea niște probleme hormonale, el cred. Nu. Nu. Nu, dar de ce? Că nu înțeleg. Cum l-aș tați dacă... Uite că o să spun ce n-am spus niciodată. Se presupunea că o fată a rămas gravidă și avea vreo 6 băieți. La fiecare spunea că acel băiat este tatăl copilului. Și el era implicat în treaba asta. Da. Și am zis, te ajut. Neștiind că e vorba de viața mea, nu neapărat de a ajuta un om. Și deci v-ați căsătorit cu el ca să-l ajutați să scape din beleaua sau cum? Da, da, da. Și păi cum îl scăpați? Spuneați... Păi, o să spun ce am făcut. Așa, ia. I-am dat buletinul. Așa. Eu trebuia dimineața să mă duc la examen și să arăt buletinul. A, așa. Eu fiind eleva liceului de chimic, m-am zis că am uitat buletinul. Uh-huh. De dați examenul în liceu, da. Și vă știau. Da. Și am dat buletinul. La vremea respectivă se făceau niște certificate prenopțiale, da. El le-a făcut. Și a venit la mine și a zis, să știi că pe 4 iulie avem cununia civilă. Dar vă iubeați? Vă... Mă, eu îl... Mie îmi plăcea tare mult de el. Dar mă supărase atât de tare încât... Păi și vă supărase și l-ajutați cu mine asta? Mă, nu știu ce s-a întâmplat în momentul ăla. Nu știu ce s-a întâmplat, dar, așa. Dar l-am ajutat. Deci v-ați căsătorit? M-am căsătorit. Nu cred așa ceva. Trebuie să crezi. Mă, numai prostii am făcut în viață. Cum? Să vină una la mine să zice, mărită-te, însoară-te cu mine că am nevoie. Mă, ți-am spus, eu îl iubeam tare mult, dar aveam ceva care mă făcea... Zic, mă, din cauza ta am pierdut eu examenul ăla. Puteai să taci, știi? Uh-huh, uh-huh. Și pe 3... dar îți mai spun un lucru, pe 2... Iulie vorbiți, da? Am avut examenul la Orchestra Vâlceanca din Râmnicu Vâlcea. Așa. Și cap de afiș la vremea respectivă era doamna Maria Dragomiroiu. Așa. Doamna n-avea posibilitatea de a pune o notă, dar noi din cei 50 de participanți pentru locul de solist, am rămas eu și o fată blondă, frumoasă, de la Voineasa. Uh-huh. Și doamna Maria Dragomiroiu a fost întrebată, pe care ați alege-o? Am înțeles. Și doamna Maria a zis, pe asta mică, asta mică are o voce frumoasă și sigur va fi un artist foarte, foarte iubit de public. Și să știi că m-a ajutat foarte mult. Vezi, o vorbă bună foarte, la timpul potrivit. Foarte mult, da. Da. Iar doamna Maria, după examen, a ieșit din Casa de Cultură, din Râmnicu Vâlcea și a zis lui Dani, că așa se numea. Dani, se numește, că mă gândesc că trăiește omul. Trăiește omul, Doamne, iartă-mă, Dumnezeu să-i dea sănătate. Da. Așa. Tu știi că te-ai însurat cu o artistă? Așa. Da, tu știi că ea pleacă în turnee? Da. Tu știi că ea va primi foarte multe... Flori de la admiratori. Nu, de la... flori. Complimente și că așa. Oamenii vor spune, vai, cât ești de frumoasă, ce frumos cânti. Să știi că trebuie să te înhami cu răbdare, cu înțelepciune și să accepți dacă vrei să fie soția ta. Da, cum să nu? Și... El avea o problemă de rezolvat. Nu, să știi că... După trecerea anilor, mi-am dat seama de un lucru. E foarte important să trăiești o perioadă cu același om.
Să-l cunoști. Cu acel om, da. Dar nu vreau să treceți așa repede, că eu sunt interesat un pic, că m-ați dus, nu știam treaba asta. Să știi că n-am spus-o niciodată. Păi stați un pic, așa, și v-ați dus să faceți actele, da? Ne-am dus să așa, pe doi am dat examenul, pe doi am dat examenul. El mă iubea, stai seama, că doar nu mă cerea așa, doar de a scăpa de lucrul ăsta. Mă și iubea, și eu îl iubeam, era... Dar v-ați grăbit un pic pentru treaba asta, să-i rezolvați problema. A fost așa, un gen de săgeată albastră, știi? Și îți dai seama că mama și tata nu știau, eu eram la internat. Hai de capul meu. Și apoi pe trei am avut banchetul și ce le-am spus eu fetelor? Mâine am cununia civilă. Doamne, cum ai cununia civilă? Zi, mâine am cununia civilă. Deci mama și tata nu vor veni. Eu n-am invitat pe nimeni, că dacă auzea tata aia îmi trebuia. Și zic, vă invit mâine. Cununia o făceam în oraș. La Vâlcea. Vâlcea. Și doamna dirigintă zice, zic, doamna dirigintă, vă rog frumos dumneavoastră să veniți ca și părinte. Pentru păi că... și femeia ce a zis, măi, cheamă-ți nu, părinții. Nu. Am avut o dirigintă atât de bună și cu, ce să mai, pentru mine a fost ca o mamă. Înțelegătoare, da. Ca o mamă. Da, ce frumos. Da. Și pe patru, așa, ne-am dus, eu îmbrăcată cu rochia de la banchet. Păi dacă tot ați făcut o investiție. Am făcut o investiție, da. Băi, punem repede și nunta că am o rochie. Da. Și bineînțeles că am făcut cununia civilă. Să știi că astăzi o să spun niște lucruri pe care nu le-am spus niciodată. Doamna dirigintă, după ce am ieșit din, după ce am semnat acolo că sunt de acord, am ieșit din sală și mi-a spus să vii un pic până la mine. Și am ieșit din sală de unde a avut loc ceremonia și a zis, să știi că e cea mai importantă zi din viața ta, dar tu nu vei rămâne cu omul ăsta. L-a simțit. Stai seama că cum să... Eu îl iubeam până la Dumnezeu. De ce îl iubeam până la Dumnezeu? Eu am plecat din internat. Mhm. Copil de la țară, domnișoară, și i-am spus așa, o să vreau să faci ce te rog eu. Până când nu mă voi numi ca tine, eu vreau să fiu domnișoară. Și faptul că el a înțeles și că a acceptat, am apreciat foarte mult lucrul ăsta, foarte mult. Și v-ați îndrăgostit mai tare. Mai tare de el. Și atunci am rămas așa cu... O respectam și, dar nu prea înțelegeam. Doamna Dragoș, că despre dumneavoastră e vorba, dacă ne vede chiar, îi doresc din suflet sănătate și să-i mulțumesc pentru toate sfaturile care mi le-a dat. Ce frumos! În liceu, pentru că au fost lucruri de care m-am lovit, știi? Și m-am dus acasă, la țară. Aici e beleaua. La țară. Așa. Și v-ați dus cu el? Păi stai seama, și cu toate colegele. Să le dați vestea. La țară, la părinții lui Dani, nu la mine. A, păi asta ziceam. La... Nu la nu, mine, ți-a fost Doamne teamă. Ferește! Nu cred. Și vecinii, prietenii, spuneau tatălui meu, care se numea Ion, Oane zice, știi că fita s-a măritat cu alu din peret? Da, zice, cum? El am uitat să spun că el a venit împețit la un moment dat și a zis să nu dea mama ca să te măriți cu băiatul ăsta. Și eu zic, nu, Doamne ferește, cum să fac așa ceva? A, păi de-aia a fost pe ascuns. Doamne, și a venit tata. Doamne, după un ropot de înjurături așa, a zis treaba ta. Ai făcut-o, e treaba ta. Tu greșești, tu te speli pe cap. N-am Dar de ce înțelegi? Nimeni n-avea încredere în băiatul ăsta? Mă, știi că pe vremea când eu m-am căsătorit, așa, oamenii aveau așa niște criterii în a-și mărita sau însura băiatul. Trebuia să fie de familie bună, trebuia să aibă pământ.
Da, să aibă... Așa, și eu nu l-am ales pentru asta. Și el nu avea din nimic din astea, nu? Nu avea nimic, da. Și, dar ziceam eu că el e un suflet bun și că plecând amândoi... Și mai avea și problema cu fata aia. Da, da, trebuia să-l salvez. Cu copilul. Trebuia să-l salvez. Da, și... da, da, până la urmă, nu el era tatăl copilului. Nu, 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 nu. Deci nu. Îl băgase acolo. Trecuse și el pe acolo, dar nu. Da, da, n-a fost. Da, n-a fost. N-a fost. Mă, din toată povestea asta... Așa... A ieșit cel mai frumos lucru, băiatul meu, Alexandru. Și sunt fericită să știi că am un băiat și iară spun pentru prima dată că eu nu i-am prea gugulit, așa cum spune da. Mama mea. Am doi copii extraordinar de cerebrali, cu minți, și iubesc atât de mult familiile și totul se rezumă în jurul copiilor lor, știi? Contează foarte mult, da. Contează foarte mult. Și hai să ne întoarcem acolo la băiatul ăsta. Ce s-a întâmplat? V-ați mutat împreună? Ne-am mutat împreună, dar ți-am spus, dacă noi n-am conviețuit deloc, mă, când nu știu ce s-a întâmplat. Nu mai înțelegeți. Nu că nu ne înțelegeam, nu vedeam aceleași filme, n-aveam aceiași prieteni, n-aveam același principiu de viață. Mai. Eu stăteam mai mult plecată, el avea un alt domeniu de activitate și într-un final... Eu am zis gata. Uh-huh. Îți dai seama că m-am dus eu acasă și am spus la mama că bag divorț eu. Hai de capul meu. Mai mare rușine. Tu? Da. Păi cum să faci așa ceva? Femeia n-are voie să se despartă de un bărbat. L-ai luat, rămâi cu el, noi ce ți-am spus? Doamne ferește, dar n-ai voie. Și tata ce a zis? Păi aveam curajul să-i spun tatei că vreau să mă despart, atâta îmi trebuia. Dar relația cu ei, adică vă mai întâlneați cu părinții după aia? Nu, cu... noi locuiam în oraș și eu eram angajată la Orchestra Vâlceanca, el lucra și el aproape de oraș și nu ne prea înțelegeam. Uh-huh. Alexandru a venit foarte repede, n-am avut prea mult timp să stau cu el, că pe vremea lui Ceaușescu nu prea se putea sta acasă. Am stat 3 săptămâni. Nu era concediu de maternitate. Na, era mic, era o lună, adică vreo 3 luni, dacă luai înainte, dar eu nu puteam să stau nici astea 3 luni, pentru că mi se ocupa locul. Și eu iubeam și iubesc atât de mult meseria mea. Și oricum, în ansamblu se intra foarte greu pe vremea. Foarte greu. Un post, foarte greu. Foarte, trebuia foarte să fii greu. Norocos. Da. Și talentat, nu mai spune de talent. În primul rând talentat. Da, da. În primul rând talentat. Era un criteriu peste care să se trece foarte ușor, dar nu discutam. Da. Și v-ați despărțit. Și m-am despărțit. M-am despărțit, dar lui a părut, cred că i-a părut rău, pentru că a durat mult. Alexandru cu greu mi-a rămas, că era o regulă. De ce să-l pot lua eu? Eram solist, profesionist, mergeam în multe turnee, aveam multe spectacole și cumva ziceau că, da, până la urmă am reușit. L-am crescut pe Alexandru, m-am îndrăgostit a doua oară. Cu povestea cu... Da, am dat din la câmpuț, dar și aici a fost un moment frumos pentru că a venit Dragoș și până la urmă... Doamna Maria, ce-i drept... Eu zic să, dacă mai aveți un gând, să vă potoliți, că vă... Ți-am spus că nu știu să aleg. Nu știu să mai aleg. Ales că acum, cu nebunia sau cu războiul... Nu trebuie să mai fac așa ceva. Să nu luați un soldat din ăla nebun. Traumatizat din război. Doamne ferește, soldații își dau viața pentru noi, o glumesc acum, dar... Să știi că am realizat că loviturile astea luate de la viață m-au făcut un om puternic. M-au învățat... Și optimist! M-au învățat să am încredere în mine. În trecut, la începuturile mele, stăteam în băncuța mea, nu prea ziceam nimic. Acum am ajuns și mulțumesc bunului Dumnezeu că am ajuns aici. Adică pot să spun, dacă nu-mi convine, da, nu-mi convine. Da. Nu prea puteam să spun lucrul ăsta. De ce? Uite așa, mama m-a învățat așa. Nu ridici capul, îți respecti bărbatul, îți respecti șeful, îți respecti colegul mai în vârstă, îți respecti. Eu respectam toată ziua și primeam numai șuturi. La ansamblu a fost greu? A fost frumos. Uh-huh. A fost frumos. Ce colegi mai aveți atunci? Atunci... Vorbim de câți ani? Că sunt... 35 de ani. La 1 septembrie împlinesc 35 de ani de activitate.
În același ansamblu? Nu, în același ansamblu. Am început la Orchestra Vâlceanca din Râmnicu Vâlcea. Așa, acum ați la stadion. Am continuat la Călușul din Scornicești și acum sunt la ansamblu Doina Oltului din Slatina. Din Slatina, da. Dar să știi că am avut cei mai frumoși și cei mai talentați artiști. Doamna Maria Dragomiroiu a fost cap de afiș și era angajată la Vâlcea. Doamna Felicia Ungureanu, care, dacă trăiește, trebuie să spun că îi mulțumesc pentru... Mă, știi cum venea îmbrăcată? Mă, ziceai că e scoată din vitrină. De la firul de păr până machiajul. Avea un machiaj impecabil. Impecabil. Niște costume populare, doamne, chiar dacă aveau 100 și ceva de ani, le scotea și le ținea și le păstra într-un fel extraordinar de nu știu cum, dar era exemplară. Și făceați turnee. Vreau să-mi povestiți, dacă vă aduceți aminte, că în toate turnee am făcut și eu câteva, nu multe, ce-i drept, că n-am prins perioada. Dacă spun ce turnee am făcut. Să-mi povestiți o chestie, o nebunie, o chestie care vă vine acum în minte, ceva, să râdem un pic, să ne râdem, cum zice român. Mă, la acea vreme, impresar la Vâlcea era domnul Trincă. Așa. Și la un moment dat a fost în colaborare cu domnul Bebe Mihu, soțul doamnei Maria Dragomiroiu, și apoi domnul Bebe Mihu, impresar. Da. Ne-a adus în colaborare cei mai mari artiști ai României, începând de la Maria Cornescu, Maria Ciobanu, Ion Dolănescu, Stella Popescu, Dem Rădulescu, Jean Constantin, Johnny Dimitriu, apoi doamna ce Maria frumos. Cârneci, Ilana Ciuculete, doamna Maria Dragomiroiu, care era prezent permanent în turnee. Și știi ce nu am mai văzut de atunci? Când mergeam seara după spectacol, mâncam toți, mă. Toți! Împărțea, spuneați fiecare. Mă, toți! Carne de la garniță, da. Cu murături, cu... Nu era, vai, eu sunt... Vedetă, de numai... capul nostru. Niște seri extraordinar de frumoase. Care era mai haios dintre toți așa? Mă gândesc că actorii, toți ne ducem gândul la actori, că ei fiind de comedie... Mă, cel mai, zic eu, așa, bun la suflet a fost domnul Jean Constantin. Ne aduna pe toți, așa, avea o vorbă. Zice... Hai, veniți aici de misat, veniți să împărțim tot. Îți dai seama, dumnealui, când intra și toți mari artiști, când intrau într-o cofetărie, se deschideau ușile larg. Mă, toate prăjiturile ni le comandau. Domnul Jean Constantin, domnul Dem Rădulescu, parcă îl văd așa impozant. Și, mă, Jeane, mă. Deci, era... Domnul Puiu Călinescu ne povestea de pisici. Da? Aveau. Și cu soția, venea tot timpul cu soția. Cu soția. Da. Ce să spun? Doamne, deci când am auzit prima zi de mâine, mergem în colaborare cu doamna Maria Cornescu. Doamne, Maria Cornescu. Eu, la începuturile carierei mele, o apreciam și o iubeam foarte tare. I-am învățat toate cântecele. Și la nunți, pentru că am început de mică să cânt la nunți, cântam împreună cu frații Pește. Da. Și Florin îmi spunea, nu mai cânta în tonurile alea înalte. Artiștii cântă do, re, mi, fa și nu te mai duce mai sus. Da. Ajunge. Și mi-a coborât cumva vocea, dar eram înnebunită după doamna Maria. Era un trend atunci, da. Cântărețele, cele care cântau note înalte, da. Erau cele mai apreciate. Da. Și am apucat așa să văd cum se spărgeau geamurile și se dărâmau ușile. La spectacole. Adică toate biletele erau cumpărate, mă, toată sala era plină de oameni care plăteau pentru și a vedea un spectacol. Da. Ce da. Frumos. Da. Să trecem la viața de familie, ne-a spus și de primul soț. Cu al doilea trecem așa un pic, să nu zicem că n-am trecut. Da. V-am pușcat în cap, știm povestea. Acum ce să mai nu mai povestesc, dar să știi că Dom'le, măcar a avut un glonț, un pușcă bun. Glumez, Doamne ferește. O să spun acum un lucru. Râdem, Doamne ferește. Aveam un vecin, știi? Da. Dumnezeu să-l ierte că, din păcate, s-a dus, a murit. Și a zis, bă, frate,
Dacă cu Dita mai glonțul nu reuși, cred că cu tancul acum. Să... Ați avut de la Dumnezeu zile și vedeți? Nimic nu trece peste Dumnezeu. Știi ce se întâmplă? Ce ți-e scris în frunte, ți-e pus? Sigur că da. Deci nu poți să modifici. Poate cumva să faci să nu se întâmple atunci, dar tot se întâmplă. Da, da. Tot se întâmplă. Trebuie să treci în soartă prin anumite lucruri în viață. Trebuie să treci prin anumite lucruri, trebuie să înveți anumite... Fiecare moment din viața ta e o lecție de viață. O lecție frumoasă sau de multe ori o lecție grea din care înveți să fii un om frumos? O lecție grea din care înveți să fii un om frumos. Să fii un om frumos. Da, da. Eu o să spun un lucru. Indiferent cât de rău mi-ar face un om, niciodată nu-l condamn. Nici măcar pe fostul meu soț. Traume a trecut el. Nu, pentru că Dumnezeu știe să ne dea fiecăruia după plată și răsplată. A făcut pușcărie ceva? Da, a făcut. Dumnezeu a făcut ca să ducă și în perioada asta, să fie sănătos. Am înțeles că s-are căsătorit, Dumnezeu să-i ajute. Nu mai are apucături cu... Nu știu. Eu doar îi doresc să fie sănătos și da, să se bucure de viață. Acum, da. Știu că a fost o traumă. Da. A fost o poveste de viață pe care eu să știi că am spus-o nu pentru mine, că eu sunt un om fericit, Dumnezeu mi-a dat doi copii frumoși, dar am vrut cumva să demonstrez că o femeie, indiferent prin câte trece, dacă are puterea să se ridice și are pentru cine trăi și pentru cine munci, poate să învingă tot. Cum sunteți ca soacră? Eu ca soacră, că zic că sunt, eu cred că sunt o soacră bună. Ele ce cred? Să spun de ce. Trebuie să le întrebe ele, nu? Să spun de ce. Mă pun în situația de a fi noră, știi? Nu deranjez. Sunați când vă duceți. Bineînțeles, sun. Așa. Dacă sunt acasă, cu mare drag, merg la ei, dar nu stau mult. Mai răruți că e mai drăguț. Da. Soacra ideală. Da. Așa. Și am învățat să nu mă bag unde nu fierbe oala. Da. Da. Ce frumos. Deci, puneți în practică așa teorie, știu toate soacrele. Nu. Și eu am o soacră... M-am văzut-o. Și nu numai soacra, și soc. Deci niște oameni extraordinari, cred că tot de noroc ține. Trebuie să ai în viață și noroc, să dai de oameni buni. Că exact cum dacă aveam un noroc al dumneavoastră, eu la când sunt, dacă dumneavoastră că se scalmă și cu minte, eu la când sunt de nebun, pe mine mă împușcau de 20 de ori. Nu. Să știi că e ușor să te bagi în viața unui om. Dar de ce să te bagi? Dar atunci când îți dai seama că băgându-te din ce în ce mai mult faci rău, trebuie cumva să te retragi și să-ți vezi de treaba ta. Cu copiii ajutați? Mă, i-am ajutat. Tot mai răruț. I-am ajutat până la un anumit punct. Așa. După 30 de ani nu te mai pot ajuta. Nu, cu nepoții, adică cu copiii lor. Nu. Nora mea cea mare a ales... Așa. Să-și crească singură copilul și amândoi l-au crescut pe Patrick. Trebuie să-i mulțumesc mamei Adelinei pentru că până la 2 ani, da, cu scra mea, doamna Mariana, a locuit cu ei. Deci a fost așa mai... Adică aici a avut marea amprentă mama de fată. Și v-a supărat rău de tot. Nu neapărat, dar eu n-am timpul necesar. Tu știi că noi suntem artiști. Da. Mai mult suntem în mașină decât în casă. Și dacă Adelina și-a ales după 2 ani să își crească singură, să-și crească ei, Adelina cu Alexandru băiatul, eu am zis, e alegerea voastră și e foarte important să vi-l creșteți și să vi-l formați cum vreți voi. Evident, sunt de acord. Alexandru, deci își crește pe Patrick și e foarte frumos. Viața lor se conturează în jurul lui Patrick. Dragoș, așa, Nora Silvia și ea și-a ales să crească pe Eva, dar și ea are ajutorul mamei, ei locuiesc în Anglia, împreună cu Cuscra, tot așa o femeie... Au avut noroc să fie cu... Da, cu mamele. E foarte important pentru... Văd, am avut invitați pe aici care spuneau că e greu cu copii și noi suntem pe punctul de a face unul. Și de Doamne ajută! Și de-aia mai zic și eu de mama, soacră. Dar nu! Că mama mi-a zis din prima,
Mie mi-e rău până la București să vin, eu nu vin. Lasă că eu le-am crescut destul trăiești în casă cu fratele meu Alin și am crescut-o destul pe asta. Mică, mai îmi fac ăștia unul, eu mai vin și pe la voi, dar... Și aici, cu Scra Ionela, la fel, a ales să meargă cu ei și să aibă grijă de Eva. Deci sunteți o bunică fericită. Sunt o bunică fericită. Este foarte adevărat că ne vedem rar. Cu Dragoș cred că mă văd de două ori pe an. Dar există... FaceTime, telefonul, da. Facebook-ul, WhatsApp-ul, da, și tot timpul țineți legătura. Da. Vreau să vă întreb multe lucruri, că am trecut așa un pic peste perioada cu... Soțul era sârb, cel care... Sau, da, da. Așa. Dar acum, după perioada cu împușcătura, ce s-a întâmplat cu viața dumneavoastră? Măi, Valentin! Sentimentală, că nu puteți să-mi spuneți mie că a stat singură. Măi, Valentin, sunt foarte mulți bărbați care mi-au făcut curte și care îmi fac. Dar casă nu m-a făcut niciunul. Nu mi-a făcut casă și nici nu mai vreau. Acum, cum mi-ați făcut până acum, faceți acum? După o anumită vreme, cred că femeile devin foarte pretențioase. Eu așa zic. Da, da, acum, înainte de a deveni atât de pretențioasă. Am încercat, dar n-a mers. Nu dați nume. Am încercat, dar n-a mers. Am înțeles, îmi povesteam odată că v-ați ferit foarte mult timp să vă faceți o prietenă apropiată, că ați avut o poveste nefericită cu una dintre prietene. Mă, cu toate prietenele mele. Cu toate prietenele mele. Da, eu pun mare preț pe cuvântul prietenie, știi? Indiferent că e vorba de colegă, că e vorba... Dar prietenia pentru mine e un lucru sacru, știi? Uh-huh. Eu am curajul pentru un prieten, o prietenă, să mă bat cu oricine, că e prietena mea. N-ai voie să zici nimic urât, n-ai voie să-mi spui nimic de viața aia, lui sau ei, pentru că nu mă interesează. Eu ce când frumos. am ales-o cu tot. Da, pe una dintre ele ați ales-o că i-a plăcut mai mult de soțul dumneavoastră decât dumneavoastră. Da, mă, cum da. A fost? Da, ce să spun? Uite pe cât s-a nimerit să fie ca astăzi. Cum ca astăzi? Izbucnise război în golf. Nu cred. Ba da! Și n-am mai putut să plec. Era treaba cu... Cu plecatul, da. Trebuia să plec într-un turneu. Turneu, da. Așa. Și turneul era peste hotare. Așa. Și n-am mai putut să plec. A izbucnit războiul în golf și a trebuit să mă întorc. Și soțul era pregătit să stea acasă singurel? Și nu erau telefoanele astea. Că mare binecuvântare era. Și cum a fost? Deci prietena avea draganenii la soț. La al doilea? La primul. A, la tinerelul, cu problema. Așa. Păi nu, mi-a spus. Da, da, da. Așa, ia povestiți-mi. Și îți dai seama că am băgat cheia în ușă. Deci el credea că ați plecat în turneu. Mă, da, vrei să spun un lucru. Tovarășa a venit acasă, boc, e singurel, da. În apartament unde locuiați împreună, nu? Da. Era un apartament. Așa. I-am găsit împreună. Și știi ce mi-a zis? Era una activitate? Ei, acum nu mai vorbim despre lucrurile astea. Și știi ce mi-a zis? Tati, ce te-ai întors acasă? Te certa, ne-ai întrerupt aici. Păi zic, dacă ai izbucnit război, unde era să mă mai duc? Nu cred. Ba da. Și aia ce a zis? Mă, stai seama că ea a rămas, deci nu mai știa ce să zică. Fai de capul meu. Era... Castana de piatră, știi? Dar era prietenă bună, cum? Bună, beam cafea împreună, mâncam împreună. Îi spuneați problemele. Ca să nu-ți mai spun că îi spuneam tot ce mă deranjează. La soț? Da. Nu cred. Ba da. Și ce a făcut ea în momentul ăla? I-a prins în fapt? Măi, eu să știi că ți-am spus că eu în perioada eram proastă de bună și nici nu știam să reacționez. Ea a rămas castana de piatră. Așa. S-a uitat la mine. Eu n-am știut ce să zic, mai ales că el mi-a zis: dar de ce ai venit acum? El te certa. Eu am zis: păi dacă ai izbucnit război, unde trebuia să mă duc acum? La război. Nu mai râde. Că tu nu știi ce era. Cum să reacționez așa? Păi dacă... Ce, așa. Dar ce? Era frică de el sau de ce? Mă, lasă-mă. Și a plecat ea.
Și acum a plecat și a luat așa, stați un pic să mă învelesc. Da, să mă îmbrac. Nu mai râde. Nu cred. Păi și cum, n-ai păruit-o un pic, nu ai făcut nimic? Nu. Nu cred. Ba da. Și nu ai zis nimic, nimic? Nimic, nimic. Și aceea zis, stați să mă îmbrac așa. Îți dai seama că a plecat, am luat eu o porție de ceartă. Nu mai râd. Între... N-am zis nimic. Vai de capul meu. Aoleu. Nu-i okay. Măi, Valentin, vrei să spun un lucru? Mă, toate prietenele mele mi-au făcut așa. Cum? Și cu... Și cu, da. Sârbul. Și cu, da. Nu cred. Ba da. Dar ce lipici aveați la ele? Nu eu, ce lipici aveau ei. Păi da, dar vă permitea și programul, ca să zic așa. Ele nu erau cântărețe, nu? Bineînțeles că nu. Asta zic. Și da. Băi, dacă Maria tot e plecată, ca prietene ce-i suntem, păi soțul săracul stă singur. Da. Dacă ți-l lua alta? Vorba aia acolo era... O să spun un lucru. Eu glumesc, îți dai seama că e nasol. Una dintre... Dintre... Acum nu mai pot să le spun prietene. Una dintre ele... Așa. La un moment dat eu am vrut să militez pentru femeie, că asta am vrut să fac, să le ajut, să le îmbărbătez, să le demonstrez și să le spun de fapt că n-are niciun rost dacă nu ne putem înțelege amândoi la ce să mai stăm împreună. Corect. Și a fost o emisiune pe un post de televiziune. Așa. Și am picat în capcană pentru că n-am știut că în acea emisiune va fi și el, cel de-al doilea soț. Aici în România? Nu. Era emisiunea făcută probabil acolo, nu știu cum, dar a fost și el printr-un reportaj. Am înțeles. Și una dintre acele prietene au spus că voiau să intre în direct, să spună că eu, de fapt, am mare dreptate și poate că am spus mai puțin decât trebuia să spun, pentru că el așa om a fost, așa cum spuneam eu și așa cum relatam. Și să știi că pentru mine a fost așa un o împăcare cu mine, știi? Dacă tu, care la momentul acela mi-a făcut rău. Adică și amanta avea aceeași părere despre el. Despre el, da. Nasol, nu o să mai prindă curând o amantă cu atâtea reclamații. Da. Și ați trecut peste toate, așa. Am trecut peste și toate. Și acum de aia nu vă mai faceți așa multe prietene, că n-am văzut, de aia nu aveți multe, nu? Mă, să știi că... Presupun că există cineva în viața dumneavoastră, nu vreau să intru că... Am ajuns la următoarea concluzie. Așa? N-am niciun fel de pretenții de la nimeni. Nu aștept nimic de la nimeni și le aștept cum mi le dă Dumnezeu, știi? Cu câte așteptări mai mari, cu atât dezamăgirea este mai mare. Da, da, da. Da, mi-a rămas șoc cu asta, cu prieteni. Deci, uite, eu... cu războiul de... Deci... Ce să fac? Să mă duc la război? No. De ce? Eu îți dau un sfat, ai grijă ce faci. Eu sunt foarte cu minte, deocamdată sper să nu o iau razna. Doamne ferește, la cât de frumoasă soția ta. Da, da, și nu numai frumusețea, pentru că în momentul în care cunoști omul așa cum vorbeați mai devreme, te îndrăgostești și de alte calități, da. Că dacă totul se oprește la frumusețe, nu dar rezistă asta, dar nu nimic. Trebuie să alegi omul doar pentru frumusețe. Să știi că sunt oamenii poate nu prea frumoși, dar am un suflet atât de mare și o educație atât de aleasă încât îl iubești și respect pentru ceea ce reprezintă. Știu că după perioada aia aveți o poveste, după perioada cu incidentul cu trauma cu sârbu, da. Ați povestit undeva că vi s-a schimbat vocea după ce ați ieșit din spital, din comă. Nu mi s-a schimbat vocea. Nu. Eu aproape trei luni n-am mers și n-am vorbit. Da, da. Și cumva trebuia să mă duc la ansamblu Călușu unde activam, că mă scoteau la pensie după 3 luni de spitalizare, de spitale, de concediu medical, știi? Te scoteau la pensie pe caz de boală. Da, da. Uh-huh. Și m-am dus cumva, dar nu pentru a face ceva, m-am dus ca și prezență. Da. Trebuie să spun că directorul de la acea vreme, domnul
Nicolae Luțu, Dumnezeu să-l ierte, era un om de milioane. Un om extraordinar. M-a angajat la Scornicești cu niște condiții pe care nu cred că mi l-ar fi acceptat altcineva. Nu mă duceam în fiecare zi la repetiție, mă duceam decât la anumite spectacole. Deci un om extraordinar. Și m-am dus acolo. Și făceam naveta pentru că veneam de la Olanu către Scornicești. Cred că ai cântat tu pe la Câmpul Mare, pe la Vedea. Acolo. Și erau niște livezi de pruni. Da, cred că mai sunt și acum. Când nu cred că mai sunt toate acele livezi. Dar mai sunt livezi pe acolo prin zonă, că știu că mai... Și era primăvara, că eu am avut incidentul pe 9 aprilie și erau prunii înfloriți. Și eu făceam naveta cu un coleg. De fapt, cu un coleg. Cu un băiat care de 30 de ani este sunetistul meu. De 30 de ani. Eu nu mă duc niciodată undeva fără sunetist. Eu nu știu ce să spun ție, care ești cu orchestra, de exemplu, ce vreau. Ce să-mi dai să-mi sune vocea bine. Nu știu. Da. Și mergând eu așa cu el, deci nu vorbeam. Și mergeam ținută. Că am început să cânt. Și el a zis, a oprit mașina brusc așa și zice, tu cânti, înseamnă că vorbești. Și eu am dat din cap că... A, deci nu vorbe? Nu. Nu, și zice, păi dacă tu cânti, de ce nu vorbești? Păi da, că e... Și... Deci așa a început. Așa a început, revenirea. Refacerea. Revenirea, da. Și eu am dat din numeri că... Deci nu puteam vorbi. Nu știu cum s-a întâmplat, dar nu puteam vorbi. Da, se blocase ceva, cred. Nu, și a fost la un doctor, orelist, și a spus, Maria are voce de cap. Da. Ea și-a revenit la ce iubește cel mai mult. Adică la a cânta. La a cânta. Va învăța cumva să vorbească și o va lua de la capăt. De la capăt, da. A fost foarte greu, pentru că am luat-o ca bebelușul. Ca bebelușul, da. Ca bebelușul. Da, 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 da. Apă... Păi și cum s-a schimbat ceva la voce? Nu știu de ce am coborât. Am coborât ca și ton. Ca și tonalitate. Ca și tonalitate, dar emisia a rămas emisia a rămas aceeași, numai că am coborât ca și tonalitate. Uh-huh, da. Uh-huh. Dar nu prea ceea mult. Ce nu e rău. Nu prea mult și a fost foarte bine. Cântam din tonuri foarte înalte și atunci am coborât un pic ca și tonalitate. Și a revenit toată treaba. Și a revenit toată treaba și am învățat să privesc viața altfel. Altfel. Acum, cred că vi s-a mai pus întrebarea asta. Se spune că despre toți oamenii care intră în comă, că au anumite flash-uri din timpul tratamentului ăsta, că ei te țin sub un tratament să-ți revii. Și că tu ai o legătură cu lumea cealaltă, există așa ceva? Mă, nu am avut flash-uri. Ce pot eu să spun? Că am discutat cu medicul care m-a operat și mi-a spus că a fost convins că va fi bine, pentru că în momentul în care mi-au făcut anestezia generală, l-am strigat pe Alexandru și pe Dragoș. Aveați pentru ce să luptați? Da. Pentru copii? Da. Și singurul lucru pe care ți-l pot spune e că în momentul ăla mi-am dat seama ce înseamnă să ai prieteni. Aurelian Preda a fost în prima zi lângă mine. Ce frumos! Cătălin Maximiuc a fost la fel lângă mine. Gheorghe a fost la fel lângă mine. Un om extraordinar. Deci oamenii... Toți, de fapt. Da, oamenii pentru care am un mare respect. Iar lui Aurelian nu există zi când să merg la biserică să nu-i puneți o lumânare. V-a ajutat foarte mult și în carieră, Aurelian. Cel mai mult. Da. Cel mai mult. Eu l-am cunoscut de la începuturile mele, am înregistrat împreună cu maestrul Dorel Manea primele piese. A iubit dragostea o floare rară. Da, da. Da, împreună cu Cornelia Duță și au promovat piesa. Și pe dumneavoastră v-au promovat. Cel mai mult. V-am zis și dumneavoastră și tu. Deci ne-am încurcat. Mi-e foarte greu să mă obișnuiesc, crescut cu principiile noastre de la țară, să mă obișnuiesc cu treaba asta, că în zilele noastre oamenii chiar cer să vorbești la per tu. În general, și colegii, și în televiziune, nu prea acceptă să te duci într-o emisiune să-i spui... Probabil, în momentul în care îți vorbești la per tu, există apropierea asta. Apropierea, dar nu mai pui barierea dumneavoastră și că păstrezi
un pic distanța. Mai avem multe de povestit, dar avem și un bucătar șef care ne-a pregătit ceva extraordinar de final de emisiune, cu promisiunea că o să reveniți. Cu mare drag, cu mare drag. S-a terminat? Mai povestim un pic, să vedem cine a gătit. Nu pot să cred. Da, păi trece repede seara. Timp. Bună seara. Bună seara. Vă salut. El e Gabi. În primul rând îmi trebuie spațiu pe masă, că românul nostru mănâncă serios. Trebuie practic un spațiu. Mai mult către el. Mai mult către. De ce? La dietă. Mai mult către tine. Ia uite, ne-a făcut așa un platou. Aoleu, și ce bine miroase. Imediat vă aduc și farmecele, da? De ce nu se poate? Asta miroase a carne de la garniță de la mama. La Mircea Măcelaru. Hai de preparat extraordinar. Nostru. Să ne dea și farfurii. Deci vreau să... Deci, exact. Ce ai făcut aici? Ce nebunie ai făcut? Am făcut un ciolan cumpănesc, românesc. Mamă, ce miroase la garniță. Cu ciolan de la garniță afumat, cu cartofior prăjit, cu tot ce e necesar. Deci ai făcut așa cu ceapă românească roșie, gustoasă, dulce. Un platou de dietă. Absolut. Da. Eu tot ce gătesc de dietă. Dietetic. Mulțumim, Gabi, tare mult. Da. Vă mulțumesc. Ne mai adus ceva, nu? Da, mai am ceva de adus. Mai? Că te văd că te uiți, deci ne mai aduce ceva. Ne aduce un cuțit să ne tăiem ciola. Păi ăsta normal că trebuia să fie cumva... Stați un pic. Aici. Ăsta e de acolo. Și acum luați... Și testea liniștit. Mulțumim tare mult, Gabi. Sănătate să aveți și să aveți poftă. Mulțumim. Cuținte cu astea nu le am. Da, sunt niște oameni extraordinari și totdeauna ne primesc deosebit și în fiecare vineri eu trebuie să mănânc. Eu nu vreau, să știți. Și dacă mă îngraș, nu e din cauza mea. Eu nu vreau, dar n-am încotro că așa scrie în fișa postului. Mă, dar... Trebuie să gustați un pic. Deci am așa apă în gură. Trebuie să gustați un pic. Da. Atâtea lucruri frumoase mi-ați povestit, dar mie mi-a rămas gândul la primul soț. Acum, ce trăiți în ultima perioadă, n-ați vrut să-mi spuneți, dar nu-i problemă, că vă mai chem eu. Mă, știi ce se întâmplă? Trăiesc frumos. Există cineva? Mă, nu există cineva, dar vrei să spun un lucru? Cum nu există cineva? Mă, dacă ai ști ce... mă simt acum ca la 20 de ani. Adică? Nu vreau păi stați așa, că asta mă duce cu gândul, ce sunteți, aventurier? Plecați în vacanțe? Nu sunt aventurier, da? dar când văd așa că totuși la vârsta mea mai fac furori... Faceți furori sau furouri? Nu fac furori. Adică mai aveți admiratori care vă scriu? Da, sunt mulți admiratori. Aoleu. Să știi că într-o emisiune așa? Am zis în felul următor că nu vreau să cumpăr mașină unui bărbat. Nu vreau să-i cumpăr casă. Păi cum să-i cumpăr? Nu vreau să-i plătesc datorii. Să vină și el cu ceva. Ați pățit-o sau de ce? Ați văzut? Nu înțeleg. Nu vreau să-ți mai spun nimic. De ce? Ați plătit-o? Nu mai prostiți, am spus. Deci, cui ați plătit? Băi, Valentin. Mă, ți-am spus și că... Și uite, voiam să plecăm, na. Da. Așa. Mă, tu știi, mă, că am rămas cu doi copii, dar nu din aceeași căsnicie. Căsnicie? Mă, și cu o grămadă de datorii. Și de la primul și la al doilea? La primul le terminasem. Mă, ce să fac, am terminat datoriile. Ia să mă mărit eu, să mai iau niște datorii. Mă, și? Numai prostii am făcut. Da, și ați plătit datoriile? Păi cum să nu plătesc datoriile? Și ce a zis? Bă, dacă mai vine vreunul în viața mea... Nu mai vreau, mă! Nu? Nu mai vreau! Nu, pentru că e și inflație! Hai de capul meu! Aoleu, lasă-mă! A crescut și rata la bancă și vai gaz. De capul nostru! Cât va veni gazele? Nu-ți mai spun. Spuneți-mi! Nu. Pe bune, cât? Nu. Ei, au venit mai mult decât trebuia. Cât? Nu-ți mai spun. Am vorbit cu doamna Maria Cărneci și zice... Bine, acum 2-3 săptămâni, chiar atunci... În perioada asta. Și zice, aoleu, mi-a venit 38 de milioane la gaze. Mă, știi ce m-am gândit eu? Să fac totuși un proiect. Așa? Și să-mi pun încălzire de asta pe panouri. Eu am panouri pe casă. Și păi da, foarte tare la... Da, dar nu vreau așa, vreau să și produc cumva. Am o livadă, Să puneți acolo panouri în livadă. Da, da. Adică o să tai că am câțiva pruni care... Nu mai produc. Nu mai produc.
Păi da, că îmbătrânesc, dacă nu-i stropesc, nu-i întinerești. Nu, mă, că nu sunt. Nu sunt nici bătrâni. Îi și stropesc, îi și întrețin. Nu e soiul bun. Nu știu ce naibia. Îi tai. Da, și puneți panouri. Și pun panouri. Dragii mei, până data viitoare, nu știu dacă doamna Maria o să pună panouri sau nu. E cert că noi o să mâncăm ceva de la Mircea Măcelaru. E cert că ne vedem și săptămâna viitoare. Dar dacă mâncăm aici sau dacă nu mâncăm, dumneavoastră alegeți. Eu mănânc sigur. În schimb, acasă, la pachet, vă dau ceva. Totuși să-mi tai că ajung greu. Aveți nepoți, aveți copii. Nu pot să cred, le dai acasă? Un coș, da, de la Mircea Măcelaru. Vai cu cele mai de cap. Mezelul. Mulțumesc din suflet, domnul Mircea Măcelaru. Mă, dar când mă duci să-l cunosc pe domnul Mircea Măcelaru? L-ați cunoscut pe domnul Edi. Așa. Și ne ducem o dată, poate facem un chef și îl cunoaște și pe domnul Mircea. Deci, domnul Mircea Măcelaru, faceți un chef. Eu și Valentin vin, vă cântăm. Cântăm. Și dumnealui dă să facă un proțap de la care niște pastramă și niște aoleu. Pastramă de pui. De berbecuț. Nu mâncați oaie. Nu mănânc. Cea mai bune. Nu. Și înainte să terminăm totul, așa? La revedere, aveți un marker acolo. Așa? Unde puteți într-un colț pe masă. Uite, o să mut farfuria asta, Doamne ajută să nu sau o mutați în spate. Uite, Doamne aici. Ajută. Uite așa. Să nu acolo. Sparg. Am mai făcut câte boacă, nu-i problemă. Da. Și până semnați dumneavoastră, eu le spun celor de acasă care ne urmăresc. O să scriu aici și bine că m-ai pus lângă Emilia Ghinescu. Da. Mă. Vă confunda lumea? Mă, lumea Maria Ghinescu. Emilia Ghinea. Stimați telespectatori, ea este o argeșancă frumoasă blondă. Și de asta sunt brunetă. O vâlceancă brunetă. Așa, ca da. Să nu mai fie dubii. Da, da. Dragii mei, vă mulțumesc din suflet că ați fost și în seara asta la Povești cu Sanfira. O invitată pe măsură, un om și un artist pe care eu îl iubesc din tot sufletul. Ne vedem săptămâna viitoare. Până atunci nu uitați să vă abonați pe canalul de YouTube la Povești cu Sanfira în fiecare vineri de la orele 20 seara. Și bineînțeles, Mircea Măcelaru, sponsorul nostru, care de fiecare dată ne ajută să facem aceste emisiuni extraordinare. Locația superbă în care ne aflăm se numește la Safir, se află în Dârza, lângă Buftea, e foarte aproape. Și ce să vă mai spun? Bucurie, speranță, zâmbiți mai mulți, fiți veseli și ne vedem săptămâna viitoare. Noi rămânem să mâncăm. Uite, sună și telefonul, vă sună o nuntă. Răsună valea-n sat mai.